Salută, prieteni, bine ați venit pe lecție de informatică, sunt Iosif Potna și vă invit la un nou tutorial C++, continui seria tutorialelor despre pointer. În acest tutorial video am de gând să vă arăt cum un pointer poate să manipuleze valorile unor variabile diferite. Da? Și atunci începem această aplicație prin declararea a trei variabile de tip întreg, fie x cu valoarea, să spunem, 50, y cu valoarea 60, să spunem, și z cu valoarea, să zicem, 80, da? Punct și virgulă, după care să declarăm un pointer, da? Utilizând acest operator asterisc și să spunem așa, să-i dăm așa denumirea aceasta p, x, y, z, da? Așa, punct și virgulă, după care am să afișez în consolă valorile acestor trei variabile ca să vedeți, să faceți diferența și să vedeți cum un pointer poate să manipuleze valorile a diferite variabile. Da? Așa. Bun, să scriem aici ceva text și să vom scrie așa valorile variabilelor x, y și z, da? Două puncte, da? Să folosim această notație pentru new line, next line, and și din nou chirimele, da? Punct și virgulă. Așa, și aici avem nevoie de chirimele. Bun. Și din nou std cout și aici vom scrie mai întâi variabila a, vom pune ghilimele și un pic de distanță, da, ca să avem distanță între cele două variabile, variabila b, din nou ghilimele și din nou aici avem, am cer scuze, chiar acum realizez că am scris a, b, c, dar am declarat variabile x, y și z și nu a, b, c. Da, bun. Așa, după care aici, din nou, std și end line. Bun, și pe următoarele linii de cod, aici am o eroare, chiar am observat, să ștergem aceste două puncte. Și pe următoarea linie, practic, am să utilizez pointerul, adică am să atribui pointerului adresele celor trei variabile x, y și z, în felul următor, utilizez acest ampersand, după care numele variabilei a, în acest caz. Și în acest fel am atribuit adresa variabilei a către pointerul p, deci nu este p, și aici m-am grăbit un pic, este p, x, y, z. Da, și acum este bine. Și atunci, așa cum vă spuneam, în acest fel am atribuit și nu este variabila a, că este variabila x. Da, așa. Și în acest fel am atribuit adresa variabilei x către acest pointer p, x, y, z. Da? Și în acest moment, cele două, pointerul și variabila x, sunt conectate, sunt legate una de alta și în acest moment pointerul poate să manipuleze orice valoare pe care noi atribuim variabilei x pentru că noi am atribuit, pentru că pointerul stochează practic adresa acestei variabile x. Așa. Și pe următoarea linie vom utiliza această notație, asterisc, deci pointerul pe x, y, z, așa, acest operator plus, după care operatorul egalitate și 10, deci această operație matematică, care este o operație practic de adunare, ce face, va adăuga 10 la 50, practic, da, pentru că, de fapt, acest pointer stochează adresa de memorie al acestei variabile x, care, la rândul ei, are această valoare 50. Atunci, 10 se va adăuga la 50 și rezultatul va deveni 60 după această linie 15. Da? Așa. Și atunci am să fac același lucru pentru următoarele variabile și am să copiez și lipesc
aceste două linii de cod, pentru că am doar trebuie să schimb numele variabilei, de exemplu aici din x în y și din nou aici din x în z. Așa, și haideți să nu folosim 10, haideți să folosim 20, da? Hai să adăugăm 20, da? Și atunci se va adăuga practic 20 la valorile acestor variabile, adică x va deveni după linia 14, 70, y va deveni după linia 18, 80 și z va deveni 100 după linia 21. Pentru a dovedi acest lucru voi, dar mai întâi de toate, haideți să listez acum această aplicație, să vedeți valoarea variabilor la această dată. Haideți să lansăm în consolă și să vedem acolo ce se întâmplă. Este mai bine așa, după părerea mea. Așa. Deci, avem valorile variabilor, da? 50, 60, 80, da? Deci, acestea sunt valorile care au fost atribuite pe această linie de cod 8 către aceste trei variabile x, y și z, da? Și am utilizat aceste două linii de cod, acest obiecție out, pentru a afișa valorile acestor variabile. Dar după cum ați observat, pe aceste linii am utilizat pointerul pentru a modifica valorile acestor variabile x, y și z. Pentru aceea am să copiez aceste două linii de cod, am să le lipesc aici și haideți să vedem cum se vor schimba valorile acestor variabile după linia 21, adică variabile x și y, valorile variabilelor x și y și z. Așa, da, observați cum aici deja valorile acestor trei variabile x, y și z devine 70, 80 și 100. De ce? Pentru că pe linia 14 pointerul va prelua adresa acestei variabile x, da? Pe această linie adresa variabilei y, iar pe linia 20 adresa variabilei z. În acest fel, pointerul este legat către aceste trei variabile x, y, z și din acest moment el poate modifica valorile celor trei variabile. Da? Pe linia 15, valoarea variabilei x va fi modificată prin adăugarea acestei valori 20 și devine 70, y devine 80, iar z devine 100, așa cum vedeți aici. Deci cam atât am avut de spus. Deci acesta a fost targetul meu, să vedeți cum un pointer poate modifica și manipula valorile a diferite variabile, adică un singur pointer poate modifica și manipula valorile pentru diferite variabile, pentru mai multe variabile. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. Să ne vedem cu bine și sănătate la un tutorial pe lecții de informatică. O seară plăcută vă doresc. La revedere!